Vă salut, oameni buni, și bine ați venit la În lupa mea. Sunt Eugen Cristescu, jurnalist și activist civic de 25 de ani și iubesc tot ceea ce fac pentru că acționez cu conștiința curată în slujba adevărului. A adevărului meu, care se bazează pe atâția ani de experiență și integritate. Am deranjat și voi deranja, deși nu-mi doresc acest lucru, ci ca să trăiesc într-o lume normală, onestă și empatică. Astăzi vom avea trei subiecte care mi-au rămas restante din perioada alegerilor, dar țin să le abordez astăzi și aștept comentariile voastre. Primul subiect este Diana Șoșoacă și prezența sa în Parlamentul European. Inițial am crezut că acest obiectiv este ținta finală pentru distinsa doamnă senator, dar, după cum veți vedea în materialul video următor, înclin să cred că ținta domniei sale și a celor care sunt în spatele dumneaei este președinția României, ceea ce, pe stilul pe care îl are doamna Șoșoacă, apreciind lucrurile bune pe care le face, mă îngrijorează. Îmi aduc aminte când, cu foarte mulți ani în urmă, am fost puși în situația de a alege între răposatul Corneliu Vadim Tudor și comunistul etern Ion Iliescu. Sper să nu fie o premoniție ceea ce tocmai am spus, pentru că va fi un moment crucial pentru România. Să alegi între o politiciană antisistem și probabil un om al sistemului. Vă anunț că această activitate a voastră a luat sfârșit. Poporul român nu transmite decât pace întregii lumi. Ursula von der Leyen, ascultă aici. Nu vom permite mizeriile tale să se desfășoare pe teritoriul României noastre. Du-te unde vrei tu, dar nu în țara noastră. Luați-vă leprele și trădătorii de aici și lăsați-ne în pace să trăim. Pace este cuvântul de ordine. Vreau să anunț întreaga Uniune Europeană, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și toate organizațiile internaționale, că inclusiv Federația Rusă, că România se opune intrării în război, că nu permite desfășurarea de antrenamente pe teritoriul României, că nu permite atacuri asupra nici unei alte țări de pe teritoriul României. Poporul român spune la unison pace. Atât să vă intre în cap asasinilor trădători de țară care conduceți de 34 de ani România. Credeați că am tăcut? Niciodată! V-am mai spus odată, țara mea, România, este Biblia mea, așa că pieiți satane! Alegerile europarlamentare din 2024, la general, par un carnaval de idei demne de evul mediu, călare pe un cal alb. Marine Le Pen a dovedit că dacă insiști suficient, poți duce o națiune întreagă la starea de panică permanentă, totul sub un steag patriot fluturat cu grație. Dar să nu uităm de minunata noastră Românie. Pe scena politică, două comete și-au făcut intrarea triumfală, Diana Șoșoacă și Luis Lazarus, două nume care împreună fac cât un sezon complet de Survivor, combinat cu Games of Thrones, dar mai puțin dragon și mai mult urlat prin televizor. Diana Șoșoacă, o minune de tribună a poporului, mereu gata să-și apere cetatea de asediul științei. Ah, da, această Ioana Darg modernă în armată, nu cu săbii, ci cu conspirații și live-uri pe Facebook, a reușit să mobilizeze o grămadă de cetățeni nemulțumiți de orice și de toate. Ei bine, cine are nevoie de vaccinuri când ai un conducător care îți explică totul mai bine decât un medic? Toată viața am fost convins că omul se trage din maimuță. Nu! E invers! Luis Lazarus, starul televiziunii, devenit acum și star politic, reușește să îmbine eleganța unui talk show de scandal cu rafinamentul unui discurs politic. Lazarus a știut să facă din fiecare intervenție publică un adevărat spectacol, unde logica și rațiunea sunt adversari de temut și, de obicei, perdanți. Așa că mă aștept la multe sancțiuni pentru România, pentru că ambele personaje sunt lipsite de diplomație și se erigează în reprezentanța României în condițiile în care nu sunt legitimați să vorbească în numele întregii nații, așa cum a făcut doamna senator în agresivul discurs pe care l-ați văzut. Partidul SOS a devenit astfel o tabără de vară pentru cei sătui de politică tradițională, unde, în loc de cântece de tabără, avem discursuri inflamatorii, iar în loc de foc de tabără, ardem cu pasiune orice legătură cu realitatea. Căci, de ce să trăiești în secolul 21 când tu poți trăi în propria ta bulă de nostalgie ilogică? În România, SOS a reușit să adune toate nemulțumirile și le-a transformat
transformat într-o platformă politică, dovedind că dacă nu poți învinge haosul, măcar te poți împrieteni cu el. Dacă viitorul pare sumbru, măcar avem certitudinea că spectacolul continuă cu Șoșoacă și Lazarus în rolurile principale. Și cine știe, poate data viitoare vom avea parte și de dragoni. Facem ofturi. Facem ofturi, domnule Șoșoacă, pă, da, ezită. Ezită. Ia te uite, face fițe, dumneai. Am ajuns și la al doilea subiect și vă invit să intrăm în fascinanta lume a justiției românești, unde, surprize, surprize, 93% din candidații de la Institutul Național de Magistratură, INM, au picat testul psihologic. Da, ați auzit bine. Aproape toți viitorii magistrați ai României au fost declarați inapți psihologic, un rezultat demn de o tragicomedie națională. Imaginea este cât se poate de clară. Sute de tineri ambițioși, pregătiți să devină stâlpii dreptății, sunt întâmpinați de un test psihologic parcă ieșit dintr-un roman kafkian. În loc să fie evaluați pentru capacitățile lor juridice, aceștia se trezesc judecați pentru compatibilitatea lor psihologică, iar majoritatea eșuează lamentabil, în timp ce noi avem speranțe în justiție când ne apărăm drepturile. Ce ironie! Testul psihologic al INM a devenit, se pare, un fel de roata norocului academică, unde doar cei norocoși sau poate cei mai excentrici reușesc să treacă. Poate ar trebui să înlocuim testul cu un concurs de talente, poate jonglăria sau echilibristica ar avea mult mai mult succes în selecția viitorilor magistrați. În definitiv, ce ar fi justiția fără un pic de spectacol? În țara unde sistemul judiciar se luptă deja cu o mulțime de provocări, acest procent îngrijorător ne face să ne întrebăm cine va mai rămâne să facă dreptate. Să nu uităm totuși nici de infrastructura responsabilă de acest dezastru, Institutul Național pentru Magistratură. Oare cine sunt acei experți care au conceput acest test psihologic? Și mai important, ce criterii absurde au fost stabilite pentru a decide aptitudinea psihologică a candidaților sau cât de pregătiți sunt aceștia să fie profesioniști desăvârșiți. Poate ar fi timpul să reevaluăm aceste criterii și să ne asigurăm că ele reflectă realitatea și nevoile actuale ale sistemului de justiție care mustește de acte de corupție, după cum vedem în cazul Florian Coldea, despre care vom vorbi în curând. Așadar, dragii mei, zic să reflectăm cu un zâmbet amar la această farsă națională. În timp ce România continuă să se confrunte cu probleme grave în sistemul de justiție, noi ne delectăm cu spectacolul absurd al testelor psihologice ratate. Să sperăm că într-o zi vom avea parte de o selecție mai rațională care să ne dea speranțe că viitorii magistrați sunt pregătiți nu doar să încaseze salarii imense, ci, în primul rând, să fie corecți și imparțial în deciziile lor. Bună ziua! Primiți cu veștile proaste! A fost un dezastru de proporții inimaginabile la examenul de admitere în magistratură. Adică, la examenul ăla pe care se duc să-l dea absolvenții facultății de drept ca să devină procurori sau judecători. Concursul de admitere în magistratură, susținut zilele trecute de peste 234 de candidați, ne arată la ce nivel de educație am ajuns noi în țara asta, la absolut toate nivelurile. Măi, mai știți pe bătrânii ăia care zic, nu se mai face tată carte ca pe vremea noastră? Băi, copile, ești tâmpit! În ce țara p***mele trăiești? Băi, eu încep să le dau dreptate. 93% dintre candidații la admiterea magistratură au picat testul psihologic. Vă mai zic o dată, peste 93% dintre absolvenții de drept care urmau să devină judecători sau procurori au picat prima etapă a examenului. Adică, oamenii ăștia nici măcar nu au ajuns să dea testul practic de cunoștințe în domeniul juridic pentru că ei au fost atât de praf încât nu s-au calificat nici măcar să ajungă la adevăratul examen de magistrat. Am ajuns la ultimul subiect din acest episod care îmi dă speranță pentru viitorul acestei țări, deși vom vorbi despre un caz izolat. Astfel, într-o după-amiază însorită de iunie, la Colegiul Mihai Viteazu din Ineu, tinerii absolvenți se adunau pentru o ceremonie care promitea să fie, ca de obicei, o sărbătoare a conformismului și a discursurilor anoste. Dar nu și în acest an, 2024, pentru că în fața lor a urcat pe scenă o tânără de 18 ani, Iulia Cociuba, șefă de promoție în armată, nu cu diplome, ci cu adevăruri dureroase și o doză sănătoasă de curaj. Ce m-a învățat școala? A întrebat ea cu o sinceritate tăioasă care a înghețat zâmbetele festive. Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde. Ah, ce bucurie! Un discurs care a reușit să transforme sala de festivități într-o scenă de teatru absurd, unde directorii și profesorii s-au simțit pentru o clipă personaje dintr-o piesă de Ionescu. Mă numesc Cociuba Iulia și deși unii nu m-au vrut aici, diferența fiind doar de 300, iată-mă. Astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră o perspectivă diferită asupra anilor de liceu.
Poate că nu e discursul clasic de mulțumire și celebrare, dar este unul sincer și reflectă în mod real experiențele mele. Am petrecut ani de zile învățând pentru note și validare academică și am realizat abia acum cât timp am pierdut. Am dobândit doar cunoștințe, nu și valori, pentru că asta înseamnă, din păcate, școala. În loc să fie un loc al învățării și dezvoltării, școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire pentru mulți dintre noi. Ne-am simțit deseori în imposibilitatea de a ne exprima punctul de vedere, de a gândi diferit sau de a fi autentici. Ce m-a învățat școala? Să mă conformez, să mint, să-mi șterg cu buretele personalitatea și să mă ascund în spatele unor standarde absurde. Școala a devenit un loc unde performanțele noastre sunt atribuite meritelor instituției și profesorilor, iar eșecurile ne sunt puse în cârcă. Am avut parte de un sistem care ne-a învățat mai degrabă cum e să fim superficiali și ipocriți decât să ne dezvoltăm etic și moral. Astăzi, în fața dumneavoastră, îmi reafirm dorința de a fi autentică și de a lupta pentru valorile în care cred. Știu că acest discurs deranjează, dar sper să fie și un pas spre conștientizarea unor probleme care au fost băgate sub preș atâta timp. În încheiere, vreau să transmit un mesaj clar. Școala ar trebui să fie un sprijin, nu un obstacol. Nu voi mulțumi sistemului care m-a dezamăgit, însă vreau să-i celebrez pe acei dascări care au dat o bucățică din ei de fiecare dată când s-au așezat la catedră și care au fost mereu acolo pentru noi. Cu bune și cu rele, liceul ne-a unit, pentru că aveam un scop comun, să absolvim. Și uite că am făcut-o. Mult succes! Mulțumesc! Școala a devenit o sursă de frustrare și dezamăgire, a continuat Iulia, reușind să pună degetul pe rana unei societăți care preferă diplome fără valoare în locul educației autentice. Și, desigur, reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au aplaudat în tăcere, alții și-au strâns mai tare pliantele cu laudele instituționale, iar câțiva profesori au început să ia în considerare probabil serios pensionarea anticipată. Dar punctul culminant a fost când Iulia a decis să mulțumească acelor dascăli care au pus suflet în munca lor. Există dascăli care au făcut diferența, a recunoscut Iulia, într-un gest care a amintit audienței că, deși sistemul e putred, există încă o speranță. Da, chiar și în sistemul educațional românesc. Ah, ce spectacol! Imaginați-vă, în loc de tradiționalul vals al absolvenților, am văzut un dans al adevărului crud, o luptă simbolică între realitate și iluzie și, la final, un mesaj clar. Sper să fie și un pas în conștientizarea unor probleme care au fost băgate sub preș atâta timp. Fată deșteaptă, Iulia. În concluzie, să ne amintim că educația nu trebuie să fie doar o fabrică de diplome și de conformism, ci un spațiu de creștere autentică. Iulia Cociuba a reușit să ne arate că adevărul, oricât de dureros ar fi, este primul pas spre schimbare. Și pentru asta îi mulțumim. Eu personal îi mulțumesc. O aplaud și o aplaudăm, sper, cât mai mulți și ne întrebăm câți dintre noi avem curajul să urmăm acest exemplu. Bravo, Iulia! Într-o lume plină de superficialitate, ai ales să fii autentică. Și asta face toți banii, domnișoara. 10. Și la lucrare, tot 10. Am ajuns la finalul acestui episod și dacă nu v-ați abonat încă la canalul meu, vă invit să vă abonați acum pentru a susține jurnalismul independent dacă sunteți pe aceeași lungime de undă cu adevărul meu. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, puteți să dați un like, pentru că nu mă supăr. Iar dacă și distribuiți pamfletul către prietenii voștri pentru ca și ei să se aboneze, vă îmbrățișez cu drag. Aveți respectul meu dacă sprijiniți proiectele media de pe canalul de YouTube by Eugen Cristescu. Încheiem aici, dar nu înainte de a vă spune ca de obicei că speranța moare ultima, dar ucide încet încet. Dacă nu acționați la timp. Rămâneți cu bine! Yeah!